La ora 12 sunteți la Euronews acum. Bine v-am găsit. Iată cele mai importante evenimente ale zilei. Chiar în aceste momente, Ion Țiriac îi premiază pe sportivii români medaliați la Paris. 22 de olimpici s-au ales cu un autoturism, iar printre ei se numără și gimnasta Sabrina Voinea, locul 4. În plus, se pregătește ceremonia prin care gimnasta Ana Maria Bărbosu va primi medalia de bronz. Codul roșu de caniculă a fost restrâns la 7 județe din sud-vestul țării, în timp ce meteorologii au emis cod galben de furtuni pentru tot lanțul carpatic. Rușii fac eforturi cu brigăzi de 1000 de soldați pentru a respinge ofensiva ucraineană din regiunea Kursk, potrivit unor surse americane. La Euronews acum vă invităm să privim către Otopeni. Chiar acum are loc o festivitate de premiere organizată de Ion Țiriac, așa cum a promis pentru toți sportivii medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris. Poate că ați recunoscut-o pe vicecampioana la haltere, Mihaela Cambei. Urmărim câteva momente. Mai buni sportivi din această zi. Vă mulțumesc din suflet. Aplauze, vă rog, pentru Mihaela Cambei. Medaliat cu bronz la 100 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris, la natație, David Popovici. Aplauze vă rugăm încă o dată pentru David. Medaliată cu bronz la sol, Ana Maria Bărbosu. Ziua tuturor, vă mulțumim extraordinar de mult pentru această primire minunată. Mulțumim domnului Țiriac, Fundației Țiriac pentru surpriză și sunt extrem de mândră și bucuroasă că am adus din nou gimnastica în elita mondială. Vă mulțumesc foarte mult! Cu toții știm ce s-a întâmplat în finala de la Sol de la Paris, iar pentru noi Sabrina Maneca Voinea este o campioană și o invit aici pe scenă pe Sabrina. Watch her heel. Does it touch the mat? And I'll tell you what, it does not touch the mat. There is white between her heel and that floor the entire time. Săiturile artistice și final de exercițiu pentru Sabrina, bravo! Ce frumos ar fi să avem o medalie! Totul este posibil! Pe zâmbitoare! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-ați fost alături și familiei Țiriac pentru tot sprijinul și pentru cadoul acesta minunat. Vă mulțumesc! Nadia Comăneci a fost alături de fete la Paris, le-a încurajat, a fost la concursuri, iar ea are acum un mesaj pentru Ana Maria și pentru Sabrina. Doresc să salut gimnastele noastre drage, Ana Bărbosu, Sabrina Voinea, să le felicit pentru această frumoasă reușită, să felicit antrenorii. Cred că ambele gimnaste merită premiate, apreciate și susținute, deoarece au fost depunctate pe nedrept. Felicitări! Inițial, doar sportivii medaliați cu aur erau anunțați că vor primi, printre altele, mașina în dar din partea domnului Țiriac, dar au revenit ulterior. Acesta este și motivul pentru care, puțin mai devreme, am văzut-o pe Sabrina Voinea. Locul 4, așa au decis organizatorii, ca numărul de sportivi premiați să ajungă la 22. O vedem și pe Ana Maria Bărbosu. Pare să un cadou și din partea gimnastelor, poate pentru Ion Țiriac, pare a fi un obiect, iată, cu motive românești. Federația Română de Gimnastică, acum înțelegem și din partea cui
este acest cadou pentru omul de afaceri. Continuă, deci, ceremonia de premiere, foarte multe oficialități. Era poate de așteptat să îl vedem și pe fostul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Murariu, astăzi un reprezentant la nivel internațional al Comitetului Olimpic, șef agenției de sport. Desigur, Mihai Covaliu, cel care conduce în prezent Comitetul Olimpic. Vă spuneam, suntem la distanță de câteva ore de ceremonia prin care Ana Maria Bărbosu va primi medalia de bronz și o poză de grup care probabil anunță finalul acestei ceremonii. Iată-i din nou pe cei care ne-au făcut să aplaudăm și să stăm cu sufletul la gură la Paris, la Jocurile Olimpice. Înarmați-vă cu răbdare dacă plănuiți să ieșiți cu mașina din țară. Vă spunem imediat în jurnal care e recomandarea Ministerului de Externe. Codul roșu de caniculă se menține și mâine în aceleași 7 județe din vestul și sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius, spun meteorologii. Tot restul teritoriului, mai puțin litoralul, rămâne sub coduri galbene și portocalii de căldură severă. În schimb, pentru zona montană, și vedem acum întreg lanțul carpatic, tocmai aici a fost emisă avertizare de vreme instabilă. Ne referim la temperaturi maxime de 39 până la 41 de grade, minime în jurul la 23 de grade, așadar o să fie o noapte tropicală. Caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. De asemenea, codul portocaliu vizează centrul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, partea de nord a Olteniei și de vest și centru a Munteniei, unde și aici vom avea parte de același fenomene, iar din punct de vedere al temperaturilor maxime, acestea vor fi în general de 38-39 de grade și minimele de 21-22 de grade. Restul țării, mai puțin Dobrogea, sunt vizate de un cod galben, tot așa de val de căldură și disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime în aceste zone vor fi în general de 34-37 de grade. Din păcate, din punct de vedere al ploilor, acestea se vor face resimțite în zonele montane și submontane, numai prea puțin în restul țării, iar din punct de vedere termic, toată săptămâna, deci perioada imediat următoare weekendului și în weekend o să avem parte numai de vreme caniculară în perioada a 4 săptămâni. Valorile de temperatură se vor situa în toată țara peste ce ar trebui să avem, iar din punct de vedere al ploilor, regimul pluviometric să fie deficitar în toată țara. Arhipline au fost plajele de Sfânta Maria. În eforie nord, turiștii s-au bucurat de mare, în ciuda aglomerației. Lume mult a fost și pe drumul care leagă stațiunile de la Marea Neagră, pentru că oamenii s-au plimbat dintr-un loc în altul în căutarea atmosferei perfecte. Domnul din imagine este stabilit în Italia, dar își petrece concediul împreună cu copiii la Eforie Nord. Pentru trei persoane, timp de 6 nopți, și-a pregătit un buget de 5.000 de lei. Da, avem acolo cazare, mâncare și în plus, dacă mai cheltuim, asta e o parte a doua. Cum vi se pare preț? Pentru mine, că eu sunt din afară, mi se pare ok, dar pentru alții care trăiesc în România, nu cred că este convenabil, că e foarte scump. Drumul spre mare le-a pus răbdarea la încercare celor care au vrut să petreacă Sfânta Maria pe plajă. Însă, pe lângă traficul de pe autostradă, le-a dat de furcă și aglomerația de pe litoral. Dimineața a fost foarte plin. Și de dimineața drumul foarte aglomerat. Cât ați stat pe drum? În jur de vreo 5-6 ore. De unde până? Din Pitești până aici. Greu drumul, dar parcă toate greutățile au dispărut după o baie în apa mării. Foarte bine, soare, chiar e super. N-am mai fost vreo 7 ani. N-am mai fost. Eu zic, sunt și fetiți la mare, se bucură și ei prima dată când o duc. Eforie este una dintre preferatele stațiuni ale românilor, iar asta se observă și în numărul de oameni care ajung aici. Este extrem de aglomerat, atât pe plajă cât și în apă. Oamenii fac baie umăr la umăr. Și după o baie bună, oamenilor și mai tare li s-a făcut foame. La tarabele stradale din Eforie Nord, un meniu cu pui și garnitură sau o șaorma costă aproximativ 20 de lei. Hamsiile sunt puțin mai ieftine. Recomand o hamsie prăjită și crocantă la noi, dar pe lângă asta avem un meniu mai diversificat. Le putem oferi și musli, toți, creveți, pane. Care este aproximativ un bon mediu? De câți bani cheltuie oamenii pe mâncare? Să știți că variază, adică avem și de la 10 lei
și la 15 lei și poate cuiva care este foarte foame, maxim 50 de lei. În vacanța de Sfânta Maria, 140.000 de turiști au ales să petreacă pe litoral. Gradul de ocupare este de 90%. În luna august, prețurile vacanțelor sunt și de 5 până la 8 ori mai mari decât în alte luni din an. Specialiștii în turism recomandă destinații mai puțin cunoscute pentru a scăpa de aglomerație sau poate un alt fel de turism în țara noastră. De la campinguri până la city break-uri, Transilvania e cea mai căutată regiune din România. Vorbim despre luna august, este cea mai aglomerată lună din an. Vorbim despre cu totul și cu toate alte prețuri, prețuri de poate de 5 ori, de 8 ori mai mari decât în alte perioade, cum ar fi iunie sau septembrie. Și oamenii aleg să meargă, majoritatea oamenilor aleg să meargă în august, în vacanță pe litoral, și vă dați seama că sunt dispuși să plătească aceste sume pentru că sunt constrânși de vacanța școlară, de concediile pe care și le iau de la locul de muncă, și așa se ajunge la această aglomerație. Dacă vorbim despre o familie de 4 persoane, 2 adulți plus 2 copii care merg într-o vacanță cu autoglotă, prețul ar deveni foarte, foarte atractiv pentru o astfel de vacanță. Bineînțeles, nu este mai ieftin decât o vacanță la all-inclusiv, dar este cu totul și cu totul altă experiență. Este un tip de vacanță pentru cei care vor să conecteze cu natura, vor să nu stea în aglomerație. Nu. Avem rețele de glampinguri, avem rețele de campinguri, avem o mulțime de pensiuni agroturistice reinventate, făcute cu gust, dar și cu un specific. Transilvania în momentul de față este locomotiva turistică a României și este regiunea din România care atrage cei mai mulți turiști. România a devenit și este pe cale să devină o destinație foarte importantă de city break-uri și românii, noi ca atare, am dat tonul pentru că am început să vizităm orașele, pentru început cele din Transilvania, dar au început și turiștii străini să vină pe urma noastră și astfel avem rezervări foarte bune pe Sibiu, pe Brașov, pe Cluj, pe Bistrița, Mediaș, Sighișoara, Arad, Oradea, mai ales Timișoara, pentru că a fost capitală culturală europeană. Românii au preferat să-și petreacă mini-vacanța și în afara țării, chiar dacă au fost nevoiți să aștepte chiar și zeci de minute la graniță. Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate. Mergem acum la nisipurile de aur. Felicia Macaleț are detalii. Bun găsit, așa este. Suntem pe plaja din stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria. Aud în jurul meu destul de des limba română. Ba mai mult, am văzut și foarte multe mașini cu numere de România. E semn că, într-adevăr, românii au ieșit din țară și au preferat, poate unii, să vină în Bulgaria pentru a petrece aceste zile libere. Vorbeam cu cineva de la hoteluri și ne spuneau că aproape 80% dintr-un hotel este rezervat de către români. Am găsit-o și pe doamna Florian din Pitești. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă întreb ca să înțelegem motivele pentru care românii vin în Bulgaria să se odihnească în aceste zile. Dumneavoastră ați venit exact pe această perioadă de vacanță de Sfânta Maria. Da, exact. Care au fost motivele? Adică de ce neapărat v-ați dori să ajungeți în Bulgaria? Pentru prețuri, în primul rând. Pentru condițiile de aici. Atmosfera, în primul rând. Prețurile față de plajă. Superbă, apa e caldă, chiar e frumos. Și recomandă și nisipul. Da, da, este perfect. Vreau să vă întreb și care au fost prețurile sau ce buget v-ați planificat pentru aceste zile. Bugetul, sincer, este foarte mic. Cred că față de România este, nu știu, aici am stat 5 zile pe preț de 2 în România, ceea ce mi se pare super. Adică ați plătit aici pentru 5 zile la fel cât ați plătit în România pentru 2. Exact. Îmi puteți spune cât costă o noapte de cazare acolo unde stai? Eu am dat 300 de lei pentru o familie de 3 persoane. Deci în această perioadă de... Exact, da. Câte persoane ați venit sau cum v-ați... O gașcă de 15 persoane, 4 familii și e super. Deci aveți parte de distracție cu adevărat. Pe cinste, sincer. Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care plănuiesc să ajungă în Bulgaria sau tranzitează țara că vor avea mult de așteptat în trafic din cauza lucrărilor care se fac la podul Prieteniei de la Vama Giurgiu, Ruse. Ministerul de Externe recomandă românilor să folosească toate punctele de frontieră din zone deschise traficului internațional. În plus, dacă vor să treacă în Grecia, prin Vama Culata, ar fi bine să folosească autostrada 3 Struma. O altă atenționare emisă de MAE se referă la românii care vor să călătorească în Portugalia. Personalul companiei aviatice EasyJet este în grevă
până pe 17 august inclusiv, ceea ce înseamnă că e afectat considerabil programul zborurilor către și dinspre Portugalia. Suedia a confirmat primul caz de infecție cu noua tulpină de variola maimuței. Dezvoltăm subiectul în câteva momente. Începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. Va fi un proces anevoios, pentru că Poșta Română transmite că va dura până la finalul lunii. Și asta deoarece deciziile nu pot fi înmânate decât titularilor. Andrei Rotaru are detalii. Bună ziua, bun găsit tuturor. Vorbim într-adevăr despre o operațiune de amploare în acest caz. Este foarte important, ne spuneau asta chiar oficialii Poștei Române, ca pensionarii să știe faptul că trebuie să fie acasă pentru a primi personal aceste decizii de recalculare, iar în situația în care nu sunt acasă, atunci vor primi pur și simplu un aviz pentru a-și ridica aceste documente de la oficiul poștal la care sunt arondați. Vă spuneam că vorbim despre o mobilizare de forță pentru livrarea acestor documente și asta pentru că estimează Poșta Română, în jur de 500.000 de astfel de decizii urmează să fie distribuite în fiecare zi, începând de astăzi, din această dimineață și până pe data de 30 august. Sunt documente importante pentru pensionari și asta pentru că în documentele respective vor găsi exact la ce valoare ajung pensiile lor. De altfel, stăteam puțin mai devreme de vorbă cu o doamnă ieșită la pensie care ne spunea că în momentul de față are o pensie de aproximativ 2200 de lei și că speră ca pensia să-i fie majorată măcar până la 3000 de lei. Bineînțeles, și în cazul său va veni o decizie de recalculare și atunci va afla dacă această dorință i s-a îndeplinit sau nu. Guvernul Ciolacu trebuie să caute rapid bani pentru majorarea pensiilor după recalculare. Impactul bugetar e mai mare cu peste 28 de miliarde de lei anual, cu 3 miliarde în plus față de estimările inițiale. Deși prevăzute în construcția bugetului pentru acest an, sumele au fost subevaluate. Finanțele au cerut prin memorandum suplimentarea fondurilor pentru că sunt necesare încă 600 de milioane de lei lunar. Dacă la estimările inițiale Ministerul Muncii a prevăzut majorări pentru 3 milioane de pensionari, numărul celor care au primit bani în plus la recalculare a ajuns la aproximativ 3 milioane 800 de mii. Ministrul Finanțelor a dat asigurări că bani există pentru plata pensiilor, dar trebuie căutate sursele. Un efort bugetar lunar de 2,5 miliarde lei, un impact cumulat până la sfârșitul anului de 10 miliarde lei. Acești bani sunt cuprinși în buget, îi avem. Economiștii spun că soluția guvernului este să atragă bani din împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile suplimentare cu pensiile. Însă strategia nu este viabilă pe termen lung, mai ales că România trebuie să prezinte Comisiei Europene propuneri pentru reducerea deficitului bugetar. Întrebarea este ce se va întâmpla în anul următor, pentru că această reformă sistemului de pensii care este promovată prin noua lege duce la creșterea cheltuielilor bugetare cu pensiile în fiecare din anii până în 2030. Până la urmă s-ar putea ca piețele financiare să fie cele care ne penalizează și nu vom mai putea obține fondurile necesare pentru anii următori. Forma actuală a legii pensiilor îi ajută pe cei mai mulți pensionari să câștige mai mulți bani lunar, chiar și pe cei care beneficiau de pensie socială, un ajutor acordat din bugetul guvernului. Noi am încercat prin această nouă lege a pensiilor să eliminăm inechitățile care s-au acumulat în sistem, pentru că aveam pensii în plată cu cuantumuri diferite, dar aveau totuși aceeași contributivitate. Doar că există și oameni care vor pierde la recalculare. Asociațiile de nevăzători, de exemplu, atrag atenția că noua lege îngheață pensiile persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă lungă de timp. Iar cei care vor ieși la pensie de acum înainte vor primi sume mult mai mici. Din noua lege a fost eliminată facilitatea stagiului redus, dar este acordată o bonificație de 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat în condiții de handicap. Însă numai pentru cei care ies la pensie din acest moment. Avem un dialog permanent cu cei de la asociațiile persoanelor cu dizabilități și ne străduim, în măsura în care resursele ne permit, să avem o politică în care să le protejăm drepturile. Doamna ministru, probabil ori este în necunoștință de cauză, ori a fost greșit informată.
În cazul nevăzătorilor care sunt ieșiți la pensie în acest moment, indiferent de cât au lucrat, nu li se aplică acel 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat în condiții de handicap. Adică dacă tu ai lucrat 10, 15, 30 de ani, în momentul în care s-a făcut această recalculare, când vor primi acele decizii, nu va cuprinde acel 0,5. De aici rezultă niște pensii tăiate și cu 50%. Un alt aspect este acela că până acum punctajul de pensie se raporta la venitul mediu brut lunar. Acum se realizează în funcție de media anuală. În aceste condiții vedem că punctajul scade și nu este singura problemă. Cei ale căror pensii urcă peste 2000 de lei nu vor mai beneficia de ajutoare din partea statului. Este vorba despre voucherele sociale de 250 de lei pentru produse alimentare și mese calde. La acestea se adaugă și voucherele pentru energie, un ajutor de 1400 de lei acordat în două tranșe. Practic, pentru unii, guvernul ia cu două mâini. Suedia confirmă primul caz de infecție cu noua tulpină de variola maimuței. E prima îmbolnăvire înregistrată pe continentul european. Autoritățile sanitare suedeze anunță că e vorba despre o persoană care a călătorit în Africa. A fost infectată cu noua tulpină a virusului, care e mult mai periculoasă decât cea care a afectat peste 100 de țări în 2022. Pe atunci, și inclusiv țara noastră, Organizația Mondială a Sănătății a declarat ieri epidemia de variola maimuței drept urgență de sănătate globală. Boala virală se manifestă prin febră, erupții dureroase la nivelul pielii, ganglioni inflamați, dureri de mușchi și de cap. Se răspundește foarte rapid și a ucis de la începutul anului și până în prezent peste 500 de oameni în 13 țări africane. Medicii spun că noua tulpină e chiar și mai contagioasă, dar poate duce la complicații mai grave. Varianta de care vorbim acum nu înseamnă niciun caz că transmiterea se face cu ușurință. E vorba de un contact nemijlocit și prelungit. Deci nu intră în discuție o transmitere importantă care să mă facă să mă gândesc la o pandemie, epidemie, niciun caz. Însă, într-adevăr, trebuie să fie prudență, pentru că probabilitatea de a avea complicații când faci această variantă e mai mare. Asta înseamnă că ne așteptăm și la complicații și, bineînțeles, și la decese. Faptul că se transmite prin contact apropiat și care să fie și de durată, înseamnă că riscul de a se transmite, de exemplu, prin tuse și strănut e foarte mic. Există, într-adevăr, cel puțin la nivel principial și riscul de a se transmite prin suprafețe sau obiecte care sunt contaminate. Dar se întâmplă foarte rar și doar dacă, într-adevăr, e un contact destul de lung. Palatul Kremlin începe să trimită mai multe trupe în regiunea Kursk pe măsură ce armata ucraineană își continuă ofensiva. O spune John Kirby, purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite. Oficialul american nu a dat mai multe detalii, dar a declarat că Washingtonul monitorizează îndeaproape reacția militară a Moscovei. La 10 zile de la startul ofensivei ucrainene, Kievul a preluat controlul la peste 80 de localități din Federația Rusă și a stabilit prima administrație militară în Kursk. About Russia shifting. We have seen some Russian units being redirected from operations in and around Ukraine to the Kursk area. But these are just the early reports that we're seeing. I can't say with certainty how many or how many more may go or what their intentions would be. But we have begun to see some Russian units being reapplied to the Kursk area. We're watching this closely, but we can't say with certainty exactly what Mr. Putin's going to do. Well, I reckon if he's moving troops over there, he's got some level of concern about what's going on. Noul val de căldură severă a acoperit mai multe țări europene. Italia e printre cele mai afectate, iar meteorologii se așteaptă la temperaturi de peste 40 de grade Celsius la umbră. Spitalele din multe orașe din peninsulă au raportat o creștere cu 20% a numărului celor care solicită asistență medicală de urgență pentru afecțiuni cauzate de caniculă. Este cod roșu de caniculă în peste 20 de orașe italiene, precum Roma, Palermo sau Florența. Ministerul Sănătății din peninsula a îndemnat populația să evite expunerea la soare și să se hidrateze corespunzător. Autoritățile din regiunea Lazio, care include și capitala Roma, a emis un plan de urgență pentru ca oamenii afectați de temperaturile ridicate să primească ajutor. Several hospitals emergency departments have activated a special protocol which prioritizes admission for patients suffering from health issues
caused by the heat among these patients in a country with a large population of over 65 years old, the majority are the elderly. È abbastanza evidente come si tratti di una fascia anagrafica ad alto rischio per complicazioni di vario tipo, specie e genere. Le patologie che noi vediamo più frequentemente in questo periodo sono caratterizzate, sono rappresentate dal peggioramento delle malattie croniche, quindi lo scompenso cardiaco, le aritmie, le infezioni, il peggioramento della funzione renale, i disturbi del comportamento. Munca în aceste condiții meteorologice extreme poate fi de asemenea foarte dificilă. Se estimează că în fiecare an în Italia se produc în medie 4.000 de accidente de muncă cauzate de căldură. Sindicatele, în special cele din sectorul construcțiilor, au lansat o campanie de conștientizare a acestei probleme și cer guvernului să introducă un nou set de norme pentru a proteja muncitorii. Că oggi la salute, la sicurezza, gli infortuni eccetera vanno contestualizzati al momento attuale, che è un momento caratterizzato per esempio dal cambiamento climatico. Cioè, cosa vuol dire lavorare in edilizia 30 anni fa e cosa vuol dire lavorare adesso, per esempio da giugno a settembre? Una giornata di 8 ore media può essere fatta da 6 ore e mezza, 7 ore con pause e fascia meridiana molto anticipata d'estate e magari 8 ore e mezza, 9 ore d'inverno. În ciuda temperaturilor extreme, se estimează o creștere a numărului de turiști în Italia cu aproape 2% față de 2023. Cel puțin 50 de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Mallorca și Menorca din cauza inundațiilor. Insulele spaniole din Mediterană au fost afectate de ploi torențiale. Vorbim despre nord-vestul insulei Palma de Mallorca, care e cel mai afectat la această oră. Mai multe străzi au fost inundate, iar 9 oameni au avut nevoie să fie salvați dintr-un apartament în care apa ajunsese până la genunchi. Zeci de mașini parcate pe străzi au fost avariate din cauza viiturii. Meteorologii au emis cod portocaliu de averse și furtuni, iar serviciul pentru situații de urgență îndeamnă oamenii să rămână în casă la adăpost. Se fac angajări la Veneția. Primăria caută noi gondolieri. Candidații ideale ar trebui să fie majori, să aibă studii liceale, să știe să înnoate și să fie sănătoși și robuști. Vor fi eligibili pentru postul de gondolier doar dacă dovedesc că pot vâsli. Cei care vor să devină gondolier trebuie să se înscrie și la un curs de formare. Stagiarii vor urma 30 de ore de lecții teoretice, în care vor învăța echivalentul pe căi navigabile al codului rutier, dar și despre cultura venețiană. Vor avea în plus 10 ore de practică. În prezent, în orașul italian, sunt peste 400 de gondolieri, printre care 14 femei. Unul ajunge să câștige și 10.000 de dolari pe an. Știrile continuă de la fix aici, la Euronews România, și vor fi prezentate de Andreea Gurban.